Andreea a fost prinsă de bulgari când încerca să treacă din Bulgaria în Grecia. Știți, Elena Udrea astăzi a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Galabute. Și este o decizie definitivă. Înaintea pronunțării acestei sentințe, dimineața Elena Udrea, împreună cu un însoțitor bărbat, nu soțul ei aflăm, a plecat din țară și a fost prinsă de bulgari la trecerea către Grecia, după amiază. Aici fotografia pe care o vedeți este făcută la punctul de trecere al frontierei Petrici, ni se spune. Acolo, la poliția de frontieră, Elena Udrea este deținută în așteptarea unor documente oficiale din partea statului român și informația momentului este că cererea de extrădare a ajuns la autoritățile bulgare. E o chestiune de ore, ni se spune, până vom afla ce vor face bulgarii cu Elena Udrea. Despre această situație, cu invitații noștri, Valeriu Turcan este consultant politic. Bună seara, Valeriu. Bună seara. Turcan. Robert Chin, jurnalist Digi24.ro. Bună seara, Robert. Bună seara. Florin Negruțiu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin. Bună seara. Elena Udrea a vrut să o facă din nou, dar i s-a înfundat la bulgari. Bulgarii au prins-o. Au lăsat-o românii să le scape, dar au prins-o bulgarii. Da, bine spus că din nou. Este bună mențiunea asta, pentru că nu este la prima tentativă. Doamna Udrea este recidivistă. Acum, a existat pe la prânz o întreagă dispută cine a lăsat-o pe Elena Udrea să fugă. Nu? Doar că Elena Udrea nu a fugit. Din țară a mers. A plecat. Nu? E ca în Moromeții. De ce fugi? Nu poți să mergi? Doamna Udrea a plecat, bine mersi, pe la Giurgiu Ruse, a trecut granița, s-a dus la Bulgaria. Nu avea nicio interdicție de a pleca din țară. Da? Trebuiau autoritățile să-și ia niște măsuri, pentru că se știa că se dă o sentință, nu? Și se mai știa care este atitudinea inculpatei față de justiție, față de instituțiile statului român. Ce părere are ea despre instanțele de judecată? Câte parale dă pe procesul din țară, pe procesul de justiție din țară? Au mai fost cazuri în care diversi inculpați care își așteptau sentința nu aveau control judecătoresc, nu aveau nicio formă de asta de detenție la domiciliu sau autoritățile nu-și puseseră măsuri asiguratorii, deci oameni liberi care au fost coborâți din avion, nu? Care au fost opriți să părăsească țara înainte de a se da verdictul. Gigi Becali, Nelu Iordache. Cu atât mai mult că doamna Udrea a mai făcuse odată lucrul ăsta, nu? Poate că trebuiau să-și ia măsuri asiguratorii ca să nu fugă din țară. Apoi vedem că au găsit-o, au oprit-o bulgarii, nu? Vrea să plece în Grecia și avem de la punctul de trecere a frontierei, cred, poze. Nu? Două poze. Asta, o poză, da, asta cu Elena Udrea și una cu mașina. Și una cu mașina. Păi să privim această poză. Ia uite, Elena Udrea, în pantofi cu toc. Nici fuga din România nu mai este ce era pe vremuri. Când vrei să fugi din România, îți iei pantofi cu toc, nu știu, mie mă aduce aminte de probele alea 100 de metri pe tocuri, la concursurile de Miss. Sau poate o fi găsit doamna Udrea pe la ușă, a luat ce a apucat Gimiciu și a tăiat-o spre bulgari. Nu? Asta vedem în această imagine. Și asta cred că este explicația pantofilor, pentru că nu a plecat pe picioare, a plecat pe patru roți. Sau poate că voia să ajungă la greci. V-ați întrebat? Voia să evite sezonul ăsta turistic? Poate a prins un last minute și atunci a plecat ca orice cetățean. I-a recomandat Dragoș Săvulescu, nu? Da, uite, s-a uitat pe TripAdvisor la Dragoș Săvulescu. Mă întreb de ce s-a dus la greci, de ce nu s-a dus la sârbi? Că acolo este prietenul său foarte bun, care stă de ani de zile acolo și își bate joc de justiția din România, domnul Ghiță, prieten la toartă, la cataramă. Dacă o lua puțin așa spre vest, nu o lua spre sud, doamna Udrea era bine mersi. Și mai spun un singur lucru.
pentru că m-am referit la atitudinea față de justiție pe care o au acești oameni. L-am auzit mai devreme pe domnul Rudel Obreja, care se pregătise de orice, de ce e mai rău, își făcuse valiza și a intrat chiar la o televiziune și a zis, uite, mă duc spre pușcărie, că pușcăria este de oameni. Și mi-a amintit de Giovanni Becali, care în momentul în care s-a dus la pușcărie, l-au întrebat ziariștii înainte să intre pe poarta pușcăriei, ce veți face, cum veți face, și zice, stați liniștiți, pușcăria este pentru oameni, nu pentru girafe. Adică dacă faci lucrurile astea pe care știi că le faci, trebuie să iei în considerare că vei face și pușcărie la un moment dat. Do time, zic americanii. De? Deci pușcăria este pentru oameni, te duci, este o instituție de reeducare, spunea Giovanni Becali, în care stai, omul se liniștește. E, oamenii ăștia care sunt la costum, craveți, papion și gimiciuri, nu? Au, domnule, onoare, sunt victime politice. Băieții ăștia care sunt dintr-o bucată, și Gigi Becali, și Giovanni Becali, și Rudel Obreja, care știu cam cum merge lumea, privesc mult mai detașat pușcăria. Robert, ce știm despre ce au de gând să facă bulgarii? Că evident că către seara așa a venit și spaima că de fapt bulgarii o să o protejeze. Ce știm? La cum arată lucrurile în Bulgaria în ultima perioadă, discursul anticorupție al actualului guvern de la Sofia, nu cred că vor încerca în vreun fel să o protejeze. Plus că există o colaborare destul de bună în acest domeniu între cele două state, România și Bulgaria. Desigur, procedurile vor fi unele de durată. Din ce înțeleg, e nevoie de o decizie a unei instanțe din Bulgaria, care mai apoi va decide și extrădarea către România. Ne amintim cum a fost atunci când a scăpat Sebastian Ghiță cazul său. De la bun început ne așteptam la câteva proceduri care să dureze, însă, iată, nici astăzi Sebastian Ghiță nu a fost adus în țară. Însă vorbim de două state diferite, cu protecția justiției din Serbia. Dar vorbim de două state diferite, de Serbia și Bulgaria. Serbia nu e în Uniunea Europeană, Bulgaria, de exemplu, e în Uniunea Europeană. Și interesant ce spunea, de exemplu, Elena Udrea anul trecut. Anul trecut, atunci când în fața instanței, pentru că Elena Udrea mai are alte, cel puțin două dosare pe rol, acel dosar privind campania electorală din 2009 și dosarul hidroelectrica. E bine, în dosarul privind campania electorală din 2009, acolo unde are și o condamnare în primă instanță de 8 ani de închisoare, la una dintre înfățișări, atunci când se cerea chiar control judiciar pentru Elena Udrea, tocmai pentru a nu mai fugi din țară, pentru că a fugit odată în Costa Rica, spunea Elena Udrea, nu aș pleca din țară să înfund pușcăriile pe afară ca să mă aducă statul român înapoi în condiții de forță. Ei bine, ce constatăm astăzi, că a făcut Elena Udrea, fix același lucru. Exact, a fugit din țară pentru a fi adusă în condiții de forță. Vedem, în imaginea aceasta nu e încă în condiții de forță, dar probabil după ce vor fi demarate toate procedurile, condițiile vor fi unele mai de forță, adusă cu autoritățile. Valeriu Turcan, semnificația întâmplării ăsteia. Încearcă a doua oară, justiția... În general, cum îți așterne, așa dormi în cea din urmă. Și poate că e un moment de reflecție necesară pentru foarte mulți oameni. Care au creat-o, care au încurajat-o, care... Au susținut-o chiar și când a început să aibă probleme cu justiția? Evident, e... Și falimentul unui proiect politic. A fost un proiect politic. Deci proiectul politic e reprezentat de doamna? Doamna îl reprezintă pe acel proiect? A fost un proiect politic, să ne aducem aminte. Da, doamna era în cercurile de putere zero. Absolut. Și a fost proiectul politic al lui Traian Băsescu, inclusiv după ce Traian Băsescu nu a mai fost președinte. Chiar era... Nu? Dar lucrurile erau previzibile, adică la cum mergea procesul. Și acum e o chestiune de probabil 3-4 zile până când autoritățile bulgare o vor trimite în România. Dar ce ne spuneți așa, că femeia asta și-a închipuit că e invincibilă și că poate face orice și că îi se va trece cu vederea și că niciodată nu va păți nimic? Pentru foarte mulți oameni politici și, din păcate, și oameni politici care astăzi sunt în structuri de conducere în mare partide din România și imaginează că banii rezolvă orice problemă. Banii nu rezolvă orice problemă, rezolvă multe probleme în campaniile electorale,
dar acțiunea lor este limitată, pentru că întotdeauna, atunci când, nu știu, sare tape, se creează o masă critică împotriva ta. În PDL, cum a fost cazul, și în societate. Partea interesantă în România este că poți să fii invincibil și să ți se tragă de la domnul Tolontan sau de la Emilia Șercan sau de la altcineva. Eu dacă aș fi om politic, aș sta foarte mult pe gânduri apropo de ce s-a întâmplat cu parcursul doamnei Udrea de la un anumit moment încolo. Dar a fost, are o carismă indiscutabilă și erau foarte mulți oameni care roiau, gravitau în jurul ei, mai ales când era ministru al dezvoltării. Să fii ministru al dezvoltării în România este, după unele perspective, mai bine să fii ministru al dezvoltării decât prim-ministru. În relația cu teritoriul, cu primarii, cu fondurile pe care le ai la dispoziție. Adică în relația cu partidul. Și implicit cu partidul, cu primarii care controlează sau influențează decisiv sau, mă rog, sunt foarte importanți în matematica electorală. Haideți să fim totuși sinceri până la capăt. Nu relația cu teritoriul sau cu partidul a făcut-o pe doamna Udrea atât de puternică, ci relația cu Traian Băsescu. Susținătorul ei. Faptul că, da, susținătorul dânsei și obsesia mandatelor lui Traian Băsescu. Unii ar spune că Elena Udrea este cauza pentru care al doilea mandat al lui Traian Băsescu a fost atât de dezastruos. Pentru că a fost capabil să facă orice ca să-i facă pe plac acestei doamne. Doamna Elena Udrea era la un moment dat statul. Și toată lumea știa de frică pentru că știa că vorbește cu Traian Băsescu, prin doamna aici vă contrazic. Elena Udrea. Poți să crezi că ești statul până când statul demonstrează că nu ești. Sigur, a fost o perioadă în care doamna Udrea era Dumnezeu în țara asta și se ploconeau cu toții la partid, cu intelectuali. Putem să ne uităm la imagini, sunt nenumărate în arhivă, unora ar trebui să li se facă puțin rușine. Elogiile alea deșănțate, deșuchiate pe scenă, omagiile către prima doamnă, Elena Udrea. Deci Elena Udrea a crezut că este invincibilă multă vreme pentru că reprezenta statul și reprezenta interfața lui Traian Băsescu cu partidul, cu teritoriul, aici vă dau dreptate, însă la un moment dat a început să-i se înfunde. Da? Și mă uit acum pentru că doamnei Elena Udrea se întâmplă lucrul ăsta astăzi, la cât? Sunt 10 zile de când Traian Băsescu își caută apartament pe la o gură de metrou, un bătrânel care își caută un apartament, să nu fie întreținerea mult, că totul e scump. Doamna Udrea, care fuge la bulgari, apoi la greci, nu? Problema cu toți acești domni, cu domnul Traian Băsescu, de exemplu. În contru, domnul Traian Băsescu nu e un bătrânel sărac, de exemplu. Are asta sute de mii de euro. Asta voiam să spun și eu. Să nu ne lăsăm are proiecte imobiliare pe la Cluj. De imaginile astea. Nu știu, a avut la băile Boghiș, a avut și acolo stațiune, a avut de toate doamna Elena Udrea și banii doamnei Elenei Udrea nu cred că nu au fost puși destul de bine. Ca să nu se atingă nimeni de ei, deși are de recuperat statul român un prejudiciu de la Elena Udrea. Vorbim despre război.